Bună seara tuturor! Am asistat astăzi la încercările disperate ale lui Traian Băsescu și a reprezentanților Partidului Democrat Liberal de a convinge românii să nu vină la vot. Românii au fost atacați astăzi în propria țară de premierul ungar Viktor Orban, care a lansat mesaje clare către electoratul maghiar de a nu se prezenta la urne. Observăm faptul că nici măcar Canicula nu a reușit să-i oprească pe români să iasă la vot. Acum, odată cu lăsarea serii, în marile orașe sunt cozi interminabile la secțiile de votare, ceea ce indică faptul că sunt peste 9 milioane de români care își vor exprima opțiunea pentru schimbare. Estimarea noastră, și ne bazăm pe o numerotare foarte bine făcută, este că la ora 21, cu 2 ore înainte de închiderea urnelor, avem o prezență de peste 45%. De asemenea, după ora 19, s-au înregistrat peste 700.000 de români la vot în fiecare oră. Făcând aceste calcule, ne așteptăm ca în jurul orei 23, peste 52% din cetățenii acestei țări să fi votat astăzi. Vreau să le mai transmit o dată susținătorilor lui Traian Băsescu să iasă la vot, pentru că altfel îl vor transforma într-o adevărată fosilă a politicii românești, un dezastru în Europa cum nu s-a mai cunoscut, scorul dumnealui fiind dezastruos. Vreau în final un mesaj bine cunoscut, dar să-l spun pentru tinerii din România. Yes, we can! Și pentru toți românii, da, se poate! Mai avem o oră jumate și scăpăm. La revedere!